Bună ziua! Sunt Cârlan Victoria, consilier raional și orășănesc. În calitate de ales al poporului, m-a delegat cu dreptul de vot pentru a lua decizii corecte, decizii care să fie oportune pentru cetățeni. Și eu, trăind în țară europeană mulți ani, eu consider și am viziunea că trebuie să slujim poporului și să rămânem pe mereu să ne consultăm cu poporul. Deci astăzi vreau să fac claritate la un subiect unde a fost vizată eu ca personalitate de către domnul președinte Olărescu într-o emisiune, Ora Locală, și practic am considerat-o ca un fel de descreditare, ceea ce este de fapt o difuzare de informații ironată de către dumnealui asupra persoanei mele. Și mă refer la tematica Palatului, instituția, așa o numim noi astăzi, așa o numesc de fapt și Ministerul Justiției, Palatul Justiției, care se preponizează de către Ministerul Justiției să se construiască în orașul Cimișlea datorită amenajării raionului, care vine mult mai strategic pentru a deservi trei raioane, Cimișlea, Leova și Basarabeasca, ca la cetățeni să le fie aproape, să fie mai comod. Ceea ce a ajuns totuși în localitate la neclarități din cauza terenului care să fie alocat. Deci, terenul care l-a propus domnul Lărescu, unii n-au fost de acord, s-a dus o ședință unde au fost participanții și la Ministerul Justiției și autorități locale și s-a convenit la claritate. Și practic eu nu m-am așteptat ca ulterior să văd așa afirmați din partea președintelui, când suntem delitanți, specialiști, adică niște atribuții și o presiune și o discriminare asupra mea, fiindcă eu doar vreau, am refuzat atunci și din careva motive concrete. Deci, ca după standardele europene, această instituție nu poate fi construită în raza instituțiilor școlare, preșcolare. Ulterior, reprezentanții sau practic singuri ne-au afirmat că nu le corespund după cerințele dumnealor acest teren care este avariat. După decizia Consiliului Orășănesc, în precedentul Consiliu, acest teren este proprietate publică cu titlul de zonă verde. Și eu atunci în ședință am declarat binevenit această instituție a justiției în orașul Cimișlea. Eu în genere rațional consider că orice agent economic, orice antreprenor este binevenit și trebuie găsit dialog și de oferit condiții de a se dezvolta la noi raion ca să fie oportun pentru cetățeni. Și când am auzit că dumnealui vrea să manipuleze opinia publică că eu sunt contra, m-a șocat. În ședința cea respectiv unul dintre colegii noștri, consilierul Șineș, va difuza pe, poate și pe rețele socializare și care din cetățeni vrea să privească secvențele, să compare, ar fi bine. Eu am întrebat pe domnii reprezentanța justiției dacă vor pleca cumva din orașul Cimișlea, dacă nu se va întârzia cu alocarea terenului, și ne-au asigurat, au confirmat că nici într-un caz nu pleacă din orașul Cimișlea. Se vor deplasa în teritoriu, vom identifica în colaborare cu primarul, consilierii, administrarea locală, vom identifica teren, se va aloca și se va construi următorii pași care este necesar pentru instituții. Ulterior, n-am înțeles poziția și acuzațiile. Vreau ca să rămân totuși un consilier care am insistat audieri publice, fiindcă eu vreau ca să văd să fiu demnă de votul meu și să văd ce vrea poporul, ce doresc oamenii Cimișliei, agenții economici, mămicile, toată lumea. Și da, eu văd în terenul respectiv, de exemplu, un parc bine amenajat, bine, dar în urma unor audieri vom vedea și ce vor oamenii. Deci,
Mulțumesc mult de atenție și justiția trebuie să existe, trebuie să predomine într-un stat democrat și eu nu sunt niciodată contra la justiție. Doar solicit să fie transparență totală la orice decizie și informat cetățeanul, inclusiv să nu uităm că raza centrului nu e numai lângă Monumentul Ștefan cel Mare, dar e mult mai largă. Mulțumesc, stimați cetățeni, informații pe parcurs ați mai intervin cu informații dumneavoastră necesită ca să fiți informați și să faceți concluzii. Vă mulțumesc!